Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Despre aceasta povestim chiar acum. Lor le aparține viitorul, ziua tineretului în Republica Moldovenească Nistreană. La Universitatea de Stat Nistreană continuă marea reparație. Și atenție, o nouă schemă a escrocilor. Ziua tineretului în Republica Moldovenească Nistreană. Un mesaj de felicitare tinerilor le-a transmis prezidentul Vadim Krasnoselski. În el se menționează aportul tinerimii nistrene la consolidarea statalității noastre. În Nistrenia a crescut o generație cu identitate formată, care va participa activ și în continuare la viața Republicii. Glasul Nistreniei răsună din toate colțurile lumii, de pretutindeni unde compatrioții noștri participă la manifestări sportive, conferințe științifice, concursuri literare și muzicale. Statul va crea și în continuare condiții favorabile pentru ca tineretul nistrean să se dezvolte multilateral și să-și descopere deplin talentele. La Universitatea de Stat Nistreană continuă marea reparație. Acum obține un nou aspect, blocul B. A fost construit la începutul anilor 60 și de atunci n-a fost nicio reparație capitală. Toate lucrările planifică să le sfârșească către 1 septembrie. Vechile rețele le-au demontat. Încălzirea, peductul, canalizarea, acum totul e nou. Aceasta e fosta cantină. Au hotărât să se dezică de ea. E suficient și bufetul. După reparație, aici va fi centrul arheologic, cu laboratoare și sală de expoziții. Au înlocuit deja rețelele, se apropie de sfârșit lucrările de fățuire, fac podea nouă. Blocul a fost supus unei anumite reconstrucții. Lucrările sunt realizate de la 80% la 95%. În sfârșit, arheologii vor putea expune aici tot ce s-a adunat timp de un sfert de veac. Vor fi excursii, va fi un centru de importanță republicană, accesibil pentru toți. Blocul B e cel mai mare și complicat. Aici e biblioteca și sala de sport. De o sală de lectură sau de zis, după reparație, aici va fi sală de studii cu proiector. Vor organiza conferințe video. Sunt schimbări și în sala de sport. Sala de sport va fi universală, va fi un panou special pentru echipa de arbitri, pentru volei, basket, tenis și altele. Se desfășoară lucrări și în orășelul studențesc. Aici amenajează curțile, vor apărea în curând foișoare și terenuri de sport. Anterior era foarte greu a trece pe aici, mai ales noaptea, trebuia să mergi cu lanterna. Acum mergem fără careva griji, îmi place mult. Vor fi binevenite și terenurile de sport, căci avem destui sportivi în cămin, de aceea e un lucru necesar. Reparația la Universitatea de Stat Nistreană e din Fondul Investițiilor de Capital. Toate lucrările în blocul B și terenurile de sport în orășelul studențesc vor fi gata în septembrie. Escrocii telefonici se folosesc de o nouă schemă. Recent, o locuitoare a orașului Bender le-a dat escrocilor 5.000 de euro. După cum informează Ministerul Afacerilor Interne, acum, în loc de curieri, banii sunt transmiși prin taxi. Pensionara de 60 de ani a transmis valiza cu lucruri și banii șoferului. Escrocii i-au spus taxistului că transportează valiza cu lucruri pentru fiica pensionarei. Apoi l-au rugat să lase valiza la oprire. Miliția preîntâmpină cetățenii. Într-o așa schemă, ei pot deveni jertfă a escrocilor, iar alții complici ai crimei. Dacă ați nimerit într-o situație similară, sunați la telefonul 102. Limanul de la Dnestrovsk. Sâmbătă aici a fost desfășurată regata cu vele pentru cupa directorului general al stației electrice moldovenești. Au participat 9 iahturi de variată clasă. Старт открыт, чисто. În timpul competițiilor sunt câteva curse. Dacă ele se desfășoară pe parcursul unei zile, apoi sunt minimum 3 curse. Sportul cu vele a apărut la Dnestrovsk aproape 60 de ani în urmă. Energeticienii de la stația electrică moldovenească au creat clubul de iahturi. Pentru o perioadă și-a oprit activitatea, dar 10 ani în urmă a fost renovat.
acum se dezvoltă aici, activ, și reprezintă unul din cele mai populare genuri de sport. Fratele mai mare și unchiul se ocupă și eu am încercat. Acum sunt în clasa optimist pentru cei mai mici. Îmi place foarte mult acest sport. La Dnistrovsk sunt organizate foarte multe competiții cu vele. Ele vor mai fi pe parcursul lunii august și în septembrie. Va fi foarte interesant. Alăturați-vă! Cu multe emoții pozitive, zeci de locații, sute de oameni și o mare de impresii. Așa a fost Ziua Tineretului 2024. Cetatea Bender, Parcul Alexandru Nevski, Festivalul Mix Tineresc, în program muzică, dansuri, discotecă. În cinstea zilei tineretului am adus 4 quadricicluri în cetate. Plimbăm toți doritorii. Pentru tineri este un tip preferat de odihnă. Два тормоза. Это передний, это задний. Participăm în nominalizarea Dans Modern și Street Dance Show. Am adus 3 grupuri de diferite vârste. Iar acum trecem la Tiraspol, în Parcul Ecaterinei. Aici la fel, un program divers. Este în excepție pentru tineri, pentru toți doritorii de a-și petrece timpul în compania dansului. S-au adunat reprezentanți din diferite colective de dans, în special din Tiraspol. De la 5 ani în sus, sunt și tineri de 20 de ani. Participă toți cei care iubesc dansul. Pe alea havuzurilor, quest. Cei care l-au parcurs ideal au primit un rucsac. Iar fiecare participant câte un așa set. Desfășurăm competiții la arm wrestling, ridicarea la bare, pentru fetițe, sărituri cu coarda. Go! Оп! Ребята, поддерживаем. Вы за кого вы? Держи, Амеля. Так. 3-0. Marcăm Ziua Tineretului 2024. Au evoluat colectivele Direcției de Cultură din Tiraspol, de la Centrul de Odihnă pentru Tineret Jubilear, MIR. Am desfășurat un adevărat show cu lumini. Cred că toți au rămas satisfăcuți. Dubăsari, Parcul Energeticienilor, unul din preferatele locuri de odihnă ale localnicilor. Aici, duminica, a avut loc festivalul pentru tineret. Ziua de odihnă a fost bogată în diverse programuri distractive, concertistice, intelectuale. Pe teritoriul parcului au fost organizate diverse locații foto, zone pentru masterclass. Am făcut niște floricele așa care să se învârtească și pe fiecare, din petalele acestei flori, ca un film, ca un simbola soarelui, scrim un cuvânt bun despre, cum, de exemplu, mama, tata, familie, noroc, pace, cele mai principale cuvinte care le știm din copilărie. Am fost în câteva zone foto, am sărit pe trambulină, ne-am plimbat, acum am decis să confecționăm niște inele. Ne ocupăm cu hip-hop-ul, inelele le vom dărui prietenilor din grupa noastră. Pe teritoriul parcului a fost organizată și poșta dorințelor. Fiecare din participanți și oaspeții festivalului au lăsat aici o scrisoare cu urări orașului. Я пожелала городу самого хорошего.
I-am dorit orașului doar toate cele bune. Îmi place mult localitatea dumneavoastră. O vizităm des și cu plăcere. Festivalul este organizat la un nivel înalt. Tot aici copiii au studiat elemente coreografice ale dansului contemporan hip-hop. Antrenor a fost tânăra Anastasia Usiuc, ce se ocupă cu dansul de la 4 ani. Cred că copiilor le-a plăcut. Au fost fericiți și satisfăcuți. Avem tineri foarte talentați. Toți participanții au fost desemnați cu diplome de onoare și cadouri. Muzică clasică, rock, jazz, blues, în cetatea Bender au răsunat hituri mondiale și lucrări de autor de la artiștii noștri nistreni și din Israel. A cucerit spectatorii nu numai muzica, dar și apusul soarelui. Este ceva deosebit de frumos. Am ales muzicieni de un profesionalism înalt, interpreți buni. De aceea a fost și reacția respectivă a spectatorilor. Este un loc excelent. Aceste ziduri, cerul, istoria, toate contribuie la formarea unor emoții de neuitat. Suntem nespus de bucuroși să ne aflăm aici. Piese în ivrit, Cervona Ruta, Ioane, Aleluia de John Lennon, diverse culturi în realizare muzicală. În scenă a ieșit și Viorica. Hora moldovenească interpretată la vioară le-a fost pe plac tuturor. Împreună cu Sania a evoluat și tatăl său, Emil Croitor, acordeonist, compozitor de folclor. Atmosfera super! Este o atmosferă minunată, îmi place mult. Întotdeauna vin la concertele organizate în cetatea Bender. În Tiraspol a fost prezentată o nouă colecție de timbre, fauna subacvatică. S-au adunat colecționari nu numai din Republică, dar și oaspeți ai Nistreniei. Prezentăm noua serie de timbre poștale, fauna subacvatică. Avem ilustrate pe timbre broască țestoasă cu urechi roșii și racul de râu, racul pe fundalul cetății din Bender. Serii similare de timbre în Nistrenia au fost deja păsări și natură, toate ele realizate în desen creion. Următoarea prezentare de timbre va fi consacrată jubileului eliberării Nistreniei de sub jugul fascist, operațiunea Iași-Chișinău. Vor fi și seriile Capelele Nistreniei și realizări cosmice. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Căb. La fel ne puteți găsi în rețelele sociale, în Viber și Telegram. La revedere!